La sediul din strada Negru Vodă al clubului Mușelul Câmpul Lung a avut loc obișnuita conferință de presă la care, în fața jurnaliștilor mușeleni, au fost prezenți jucătorii Adrian Voicu și George Cotigă, iar din partea conducerii tehnice, antrenorul secund Liviu Hapaina. De altfel, acesta a fost cel care a deschis conferința și a vorbit despre poziția în clasament ocupată în acest moment de Mușelul Câmpul Lung, locul întâi în Liga a treia, Serie a treia. Cum e pe primul loc? Bine, cum să fie. Suntem acolo datorită jocului prestare noi, zic eu. George Cotiga a vorbit despre meciul de la Hărman, care i-a readus pe mușceleni pe prima poziție în clasament. A fost un joc dificil pentru că trebuia să ne concentrăm mai mult ca la un meci obișnuit, pentru că știți cum e atunci când joci cu o echipă mai slabă și vezi că sunt ultimii în clasament, intervine așa o relaxare și din prisma asta a fost, zic eu, mai dificil, dar zic că ne-am motivat cum a trebuit și am descurcat destul de bine la meciul de sâmbătă și am obținut cele 3 puncte care erau foarte importante pentru noi. Când am început campionatul, următoarea etapă a fost mereu cel mai important meci, pentru că am fost în fruntea clasamentului de la început și ne-am menținut acolo și e normal ca următorul meci să fie cel mai important. Acum, sâmbătă, urmează cel mai important meci. La principiu, acestea au fost deja 9 meciuri, care ți s-a părut că a fost cel mai dificil dintre toate? Pot spune că dificil. Dificil, cred că a fost cel de la Podari, unde noi nu am prestat un joc chiar atât de bun și am reușit să câștigăm. Cea mai bună echipă care am întâlnit-o, după părerea mea, este Afumați. La rândul său, capitanul echipei Adrian Voicu a vorbit despre venirea sa la Câmpul Lung, loc unde, cu ani în urmă, a jucat și tatăl său, Ion Voicu. Adi, cum te simți la Câmpul Lung? Bună ziua, în primul rând. Mă simt foarte bine. Îmi place că am găsit aici un grup unit, atât la nivelul jucătorilor, cât și al antrenorilor. Și împreună suntem cu o adevărată familie. Mă simt foarte bine acum. Sper ca lucrurile să meargă bine în continuare. Ambiția mea personală este să nu pierdem niciun meci, cel puțin până la sfârșitul turului de campionat. Mai ales acum locul 1 vă motivează. Vă dați seama. Vă dați seama, avem și noi acum așteptări de la fiecare meci. Lumea ne percepe altfel, poate la început nu eram foarte mult luați în serios. În vară, când ai venit de la Câmpul Lung, te-ai consultat și cu tatăl tău? Da, vă dați seama că vrând nevrând se pricepe mai bine ca mine la fotbal și mi-a zis că și el a jucat aici și a jucat chiar foarte mult și foarte bine. Am auzit și sper să poate pe viitor o să am și eu rezultate la fel de bune ca el. Mulțumesc!